România se topește. În aceste zile temperaturile sunt extrem de ridicate. Oamenii se protejează, dar trebuie să aibă grijă și de autoturismele lor, spun specialiștii auto. Aceștia le oferă recomandări șoferilor. Protejarea mașinii împotriva canicului și a razelor UV înseamnă mai mulți parte și mai multe etape. Înainte de toate, protejarea pentru partea de boxea a caroseriei. Recomand spălarea cât mai des și ceruirea aproximativ din 2 în 2 luni de zile, datorită faptului că aduce un beneficiu pentru a nu decolora sau nu a se coji lacul mașinii. Vorbim de geamuri. Geamurile ar trebui protejate ori prin folii omologate, ori pur și simplu să avem niște parasoloare și recomand nu numai pe față, unde există bordul în care se poate decolora și de dezlipi. Vorbim și de partea din spate unde avem haionul sau luneta, cum se mai spune, cât și părțile laterale ale mașinii. Astfel împiedicăm razele UV și căldura să deterioreze atât țesuturile textile cât și cele de piele ale scaunelor. Mai mult decât atât, orice șofer trebuie să fie atent la anumite componente ale mașinii care pot fi afectate de temperaturile ridicate. Aceste componente trebuie verificate cu rigurozitate pentru a evita o situație nedorită. Comand ca de fiecare dată, atât partea de freon, făcut o inspecție din 2 în 2 ani de zile, ceea ce este, ne aduce un beneficiu. Nu avem disconforturi, uleiul din compresor ar trebui schimbat. Partea de lichide ale mașinii înseamnă foarte mult. Dacă nu avem o răcire corespunzătoare, atunci putem să avem marchieri de cum ar fi deteriorarea motorului, disconfortul în trafic și tot așa. Mergând pe astfel de lucruri, înțeleg, recomand cu precădere pentru a merge și a face de fiecare dată, de cât este ori nevoie, o constatare într-un serviciu autorizat. Totodată trebuie verificate bateria, filtrele și uleiul mașinii, mai spun specialiștii auto.